Bună ziua, bun găsit între prieteni! Când vorbim despre un om inteligent, ne gândim la un om capabil să găsească rapid soluții la diverse probleme, să abstractizeze sau să aibă o cultură generală bogată. Dincolo de toate acestea, în ultimii ani se pune mare accent pe inteligența emoțională și pe capacitatea noastră de adaptare la diferite contexte de viață. Discutăm despre acest subiect cu Eduard Puiu, psiholog. Bun venit, Edi! Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Ia să vedem acum, pentru că am tot auzit în ultima vreme această discuție inteligența versus inteligența emoțională și sunt voci care spun că inteligența emoțională este mult mai, să zicem, importantă, că îți oferă mult mai multe satisfacții, ca să zic așa, și vorbeam eu aici de adaptare la diferite contexte. Cred că sunt toate la fel de importante. Și trebuie să fac precizarea că viziunea asupra acestor concepte este oarecum o chestiune subiectivă, în sensul că depinde de optica și de cei care au făcut studii pe zona asta. Tu ai spus foarte bine în debutul acestei emisiuni că inteligența este capacitatea oamenilor de a găsi rezolvări la probleme. Și psihologic este o definiție sintetică și scurtă, exact așa cum am enunțat-o. Dar au existat tot felul de studii și au existat tot felul de exemplificări a acestor concepte care au dus la diverse variante. Inteligența poate să fie cognitivă și are o importantă latură genetică din studiile făcute, iar tot ceea ce ține de adaptare putem să denumim sau au denumit-o alții și eu doar vă împărtășesc chestiunea asta, este o inteligență de viziune, să spunem așa, și asta înseamnă capacitatea oamenilor de a sintetiza problemele și de a vedea harta vieților sau harta unui anumit aspect de la distanță. Pentru că de foarte multe ori avem această problemă că nu reușim să ne dăm seama de detalii, de anumite chestiuni, pentru că suntem prea implicați în acea problemă, în acea dinamică și această capacitate, această abilitate antrenată a oamenilor în plan psihologic de a se depărta de obiectiv și de a vedea lucrurile în ansamblu este tot o latură a inteligenței. Inteligența emoțională în ultimii ani este un subiect extrem de bine dezbătut, pentru că până acum ceva timp noi nu puneam foarte mare bază pe emoții. Și aduți aminte că atunci când erau cei mici pe vremuri care plângeau, era bagatelizată acel moment și în special asupra băieților, asupra băiețeilor plana acest... această problemă că tu n-ai voie să plângi că ești băiat și că nu se face treaba asta. Deci, plecând de la acest banal exemplu, care totuși a creat foarte multe lucruri greșite, eronate în educația lui și în gestionarea emoțiilor acelui copil devenit adult, pentru că ce-a învățat creierașul acelui copil? Că de fapt emoția nu trebuie exprimată, da? Și că este interzis să-ți exprime o anumită stare. Și s-a perpetuat în timp, pe toată perioada preadolescenței și adolescenței, atunci când el a devenit adult, creierul lui știa că trebuie să reprime aceste sentimente, aceste emoții, pentru că nu se poate, pentru că e băiat și băieții nu fac lucrul ăsta și așa mai departe. Și pe cale de consecință, revenind la subiect, a creat în decodificarea emoțiilor proprii și ale celorlalți mari dificultăți, că de fapt inteligența emoțională înseamnă a ști să decodific și să gestionez propriile mele emoții și pe ale celorlalți. Dar cum îți, să zicem, potențiezi această deșteptăciune din punct de vedere psihologic? Acum hai să stabilim și ce înseamnă deșteptăciunea, pentru că câte căprării, atâtea păreri sunt. Din punctul meu de vedere, și este o chestiune personală, mi-aparține această viziune asupra termenului deșteptăciune, el include inteligența cu toate aspectele ei. Uite, dacă vrei, am văzut un discurs a unui cunoscut trainer din România care mai dădea o altă dimensiune a inteligenței și anume inteligența fizică, care înseamnă capacitatea noastră de a gestiona propriul corp din punct de vedere nutrițional, din punct de vedere al relației cu exteriorul. Deci, uite că sunt multe viziuni. Deci, inteligența ca și concept global
pus în relație cu acea sumă de informații, cultura noastră generală, cu ceea ce am studiat, cu informațiile pe care le-am învățat la școală, le-am învățat citind, le-am învățat de la televizor, din documentare și care ne-au creat o anumită bibliotecă virtuală, dacă vrei, sau mentală, ok? Deci, conceptul de deșteptăciune ar cuprinde această parte de cultură și parte de inteligență la modul global. Pentru că un om deștept ar trebui să cuprindă toate aceste lucruri. Nu înseamnă, de exemplu, că un om inteligent este și cult. Sunt oameni care nu au nici bacul sau nici liceul terminat și sunt inteligenți, în sensul în care se descurcă, reușesc să găsească soluții la probleme și așa mai departe. Și viceversa, sunt oameni care sunt de o cultură vastă, știu extraordinar de multe lucruri, dar puși în anumite situații întâmpină reale probleme în a se descurca, în a câștiga bani, în a intra în relație cu alți oameni. Deci sunt două concepte distincte și cred că deșteptăciunea înglobează toată această masă de informații și de abilități. Și cum o cultivăm și de la ce vârste ar trebui să începem asta? Păi dacă vorbim de suma tuturor acestor lucruri, ea se cultivă încă de la început. De când cu parentingul ăsta modern, oamenii au înțeles și mai ales că au la îndemână foarte multe metode, în primul rând de dezvoltare în perioada foarte mică și te interesează în mod direct pentru că și tu ești în această perioadă, nu tu personal, copilul tău. Da. Au nevoie de ajutor în a explora spațiul din jurul lor și de a sintetiza foarte bine informațiile. Nu mai putem lăsa, pentru că de multe ori, în paranteză, de multe ori am venit la voi și v-am spus că monștrii de astăzi, ai noștri, ai adulților, sunt de fapt toate acele informații și toate acele evenimente negative din perioada 0-7 ani în care n-am avut acces la informații. Nu știam cum procesează creierul stimulii de la momentul ăla. E, astăzi nu avem control de plin, pentru că nu putem să stăm cu el la piept 24 de ore din 24, dar putem să creăm un ambit în care creativitatea, în primul rând, și explorarea corectă a spațiului din jurul nostru să fie să aducă plus valoare în viața copilului. Adică sunt foarte multe jocuri, foarte multe jocuri creative care dezvoltă extrem de multe abilități, sunt foarte multe posibilități de a dezvolta inteligența, adică să-l pui pe el în situația rezolvării de probleme, încă de mic, trebuie să muți chestiunea asta de aici acolo. Trebuie să obstacole, nu? Să vezi cum se descurcă. Depinde de etapa de vârstă, dar sunt foarte multe mijloace astăzi să putem dezvolta inteligența. Desigur, cultura este o chestiune, iarăși, pe care o putem controla de la început și influența, motiva. Cititul este un factor în viața noastră extrem de important și s-a demonstrat că toți acei copii care au avut le-a fost insuflată, pentru că e un efort la început pe care creierașul îl refuză și citim cu forța, să zicem așa, până când descoperim ceva ce ne place. Uite, dacă vorbesc de fiică mea, a descoperit o serie din, nici mai știu cum se cheamă, e foarte cunoscută seria respectivă, și devora cărțile alea. Pentru că ai început de mică să faci asta. Nu neapărat ea, nu? Foarte de mică. Când nu știu, 3, 4, 5 citească, ani. Nu vorbesc de citit. Da? Deci singură să descopere asta. Exact. În momentul în care a început la școală să învețe să citească și puteam să dezvolt această sete, am pus sub năsuc tot felul de cărți, nu a fost încântată și a descoperit această serie pe care a devorat. Adică erau, nu știu, cărți de 300 de pagini, e drept că mai erau și ilustrații pe acolo, dar le devora. Și de acolo a început să capete drag de citit, iar chestiunea asta dezvoltă foarte mult și vocabularul, și imaginația, și creativitatea și este foarte important. Asta pentru că tu ai fost atent la fiica ta și e ghicit așa cam ce îi place, pentru că eu cred că asta ar trebui să facă părinții, să-și observe copiii și să le dea, nu? Diverse lucruri, nu? Ca să vadă exact ce îi place. Foarte bună observația ta și mă lupt cu chestia asta cu toată lumea cu care abordez subiectul, pentru că toți sunt tentați să facă educație. E ca și când te duce la doctor și fără să te întrebe foarte în amănunt să-ți facă o anamneză, îți spune deja tratamentul și spune deja ce ai. Așa e și cu părinții. Deci, încercăm să facem educație propriilor copii pe care nu-i cunoaștem. Și știu că poate la un moment dat supără chestiunea asta. Pe cum, domnule, nu-mi cunosc eu copilul?
Păi mai bine decât mine? Și eu garantez că nu-și cunosc copilul în adevăr, în structura lui. Pentru că foarte puțin suntem înclinați în a întreba, a pune întrebări, a lăsa să se exprime. Nu, îți spun eu cum e mai bine, trebuie să faci așa și așa. A, eu am fost la vârsta ta, tu. Asta este eronat. Dar stau și mă gândesc acum ce e mai bine, să ai un copil deștept sau un copil inteligent? Apropo, un copil happy, vorbeam noi. Un copil fericit. Și iarăși, ești foarte inspirată astăzi, dacă e așa după weekend. Un copil, dacă aici este vorba despre acea inteligență despre care vorbeam, sintetică, care reușește să depărteze de hartă, foarte mulți părinți pun presiune pe standardul de performanță. De ce ai luat 9, de ce nu ești ca celălalt și așa mai departe. O să ai un copil obosit, o să ai un copil surmenat, care va avea rezultate și va avea note mari, dar nu va fi funcțional ca adult și pe care de consecință va fi nefericit. Asta este pentru că e această competiție între părinți, știi prea bine că nu se neapărat, duc toți acolo de și văd al lui Cutărească face nu știu câte lucruri. Hai să știi că de multe ori sunt frustrările părinților, pentru că ei și-au dorit să facă anumite lucruri și n-au reușit și prin proprii copii încearcă oarecum să se realizeze ei și să se mândrească cu chestiunea asta. E undeva o doză mare de egoism mascat acolo, dar asta este realitatea. De foarte multe ori mi-a spus Virginia Cordoneanu, o bună prietenă și profesoara cu care eu am făcut formare pe terapia cognitiv-comportamentală, Eduard, e important să avem magistrala. Este important să avem o educație corectă care să reprezinte, știi, ca la sat, strada principală. Și la oraș sunt străzi principale, da? Dacă copilașul tău o să mai treacă așa prin lanul de porumb sau stânga-dreapta, nu e nicio problemă. Magistrala până la urmă o va căuta și va merge pe drumul drept. De-aia foarte mulți părinți, în momentul în care constată, nu știu, că propriul copil a încercat să fumeze la liceu sau că nu știu ce au făcut, intră într-o panică, iau niște măsuri extrem de drastice pe moment, sub imperiul furiei și mai mult rău fac. Trebuie să înțelegem că așa cum noi le-am făcut, și eu i-aș invita pe fiecare dintre acești părinți să facă o compunere cu toate relele pe care le-a săvârșit în copilărie și în adolescență și în momentul în care vrea să facă, să dea pedepse, să stea cu foaia aia în față. Să vedem cât de drastic. Cât de comente a fost, nu? Da. Dar e moda asta acum a testelor, știi că sunt diverse teste prin care îi testezi abilitățile copilului și afli cât de inteligent este / cât de deștept este, ce aptitudini are, cum le poate folosi mai departe. Recomanzi așa ceva tinerilor părinți? Dacă vor să se joace, da. Este pur toate teste. Uite, eu la bază, ca toți psihologii care au trecut prin școală, prin facultate și prin studii, sunt psiholog clinician. Asta înseamnă că principalul nostru instrument este diagnoza și testarea prin intermediul unor teste care sunt destul de elaborate. Ele sunt și foarte costisitoare pentru că acolo în spate este o muncă solidă. Dar după ceva ani de experiență, lucrurile încep să le simți olfactiv, le miroși. Deci sunt relevante, recomand așa ca... doar să te orienteze, doar să-ți dea o idee despre, dar eu nu m-aș baza 100% pe astfel de teste în cuantificarea exactă a abilităților și a capacităților inteligenței, dacă vrei. Ce sfaturi eu le dăm părinților care își doresc copii fericiți și recomandări, deștepți? Nu sfaturi. Eu spun ce fac eu și i-aș invita să se gândească și să își vizualizeze copilul în momentul în care pleacă de acasă. Și în ce direcție și-ar dori ei să se ducă, fără să imprime chestia asta, pentru că eu am văzut de foarte multe ori părinți obsedați de Politehnică și chiar dacă n-au spus-o în mod direct, vreau să te duci acolo, au măturat ei atât de bine aspectul ăsta încât săracul copil a ales oarecum îndoit, subliminal așa. Da, a ales asta. După un an de zile de Politehnică și-a dat seama că el de fapt are spirit artistic și că vrea să se ducă la un EATC și și-a bătut joc de o întreagă pregătire. Deci eu aș recomanda să lase copiii să-și găsească drumul, să ne aducem aminte că și noi toți am avut acele momente, poate a durat luni sau chiar ani de zile până ne-am găsit vocația, până ne-am găsit drumul care ne reprezintă și să nu
pună deloc presiune pe copii. Să înțeleagă că nimic nu este irreversibil, că sunt totdeauna soluții la probleme și că putem să ne comportăm în așa fel încât să le dăm libertate, controlată, de departe, dar cel mai important lucru în condițiile vieții de astăzi este să ne simțim liberi și fericiți. Doamne, ajută așa să fie. Îți mulțumesc tare mult, Edi, și te aștept cu mare, mare drag și data viitoare să mai povestim. Vorbim acum, dragilor, despre o nouă amenințare informatică, pentru că, așa cum bine știți, hackerii caută noi metode să ne înșele și să ne fure bănuții. Ei bine, de data aceasta atacă la distanță POS-urile, așa că țineți-vă cardurile aproape, căci vă dăm câteva sfaturi cum să vă păziți de această amenințare informatică. Silviu Stahie, specialist în securitate cibernetică, este în direct cu noi prin Skype și aflăm acum toate detaliile. Bun venit, Silviu! Bine v-am găsit! Spune-mi, te rog, ce s-a mai întâmplat de data aceasta? Ce este cu această amenințare informatică? Nu toate grupurile de hackeri au aceleași abordări când vine vorba de sustragerea de date. Acum este vorba de o metodă evoluată a unui grup de hackeri care operează de ceva vreme și care încearcă să dezvolte noi unelte cu care să-și extindă area de influență. Până de curând, grupul FinOpt, așa a fost denumit, ataca POS-uri, numai că trebuie să ne gândim aici la POS-uri nu ca dispozitivele unde plătim cu cardul. Vine din englezul point of sale, se referă la acele dispozitive care integrează cu totul, cum ar fi, de exemplu, casa de marcat de la magazinul de cartier, unde are integrat împreună cu cardul, cu vânzări și genul acesta de dispozitive care mai sunt prezente și în hoteluri sau în altfel de afaceri care interacționează foarte mult cu clienții. Până de curând, ei încercau să infecteze aceste dispozitive și să fure datele direct de acolo. Mai nou, am interceptat un nou tip de atac de la acest grup, care acum pare că încearcă să infecteze instituții financiare. Mai precis, am oprit un atac la nivelul unei bănci din Statele Unite, înainte ca ei să poată și instaleze virusul în sistemul respectiv. Dar este încă neclar ce anume încercau să facă, pentru că amenințarea informatică este nouă, este în dezvoltare și, după cum spuneam, încearcă să își extindă un pic uneltele să funcționeze și la nivelul instituțiilor financiare. Cum ar trebui să ne păzim? Ca și consumatorii este dificil pentru că ei nu atacă direct consumatori, ci atacă companii, firme, cum spuneam, magazine, hoteluri. Ideal ar trebui ca aceste sisteme pe care ei le atacă să fie separate de sistemele din afacerea respectivă. De exemplu, cum spuneam, POS-ul respectiv, casa respectivă, nu ar trebui să fie în aceeași rețea de internet cu restul calculatoarelor. Ei își bazează atacul pe slăbiciunea umană. Trimit e-mail-uri, trimit mesaje, trimit tot felul de să spun, mesaje de phishing și, sau SMS-uri sau orice altfel de acest tip de atac, încercând să convingă angajații din afacerea respectivă să instaleze o aplicație, să deschidă un atașament, să facă diverse lucruri pe care n-ar trebui să le facă la serviciu. Deschide magazinerul un e-mail pe care l-a primit la serviciu, pe care n-ar trebui să-l deschidă, infectează calculatorul, iar amenințarea informatică caută în rețeaua respectivă ce poate să infecteze mai departe. În momentul în care POS-urile sau sistemele respective nu sunt în aceeași rețea cu restul lumii, atunci ele sunt mai în siguranță. De asemenea, trebuie folosite soluții de securitate,
pentru că așa cum am interceptat-o pe cea din Statele Unite, așa ar putea să intercepteze surse de securitate orice fel de atac de acest fel. Chiar dacă el nu este neapărat cunoscut sau este nou la momentul respectiv. Sursele de securitate în zilele de astăzi sunt foarte inteligente, folosesc inteligența artificială, nu au nevoie să cunoască neapărat amenințarea informatică pentru a opri, ci doar să detecteze comportamente suspicioase în rețeaua respectivă. De exemplu, dacă putem așa să îi păcălim pe acești hackeri și în momentul în care facem plăți, să folosim soluții alternative, adică să nu mai folosim cardul și poate plătim cu telefonul. Crezi că scăpăm? Într-un fel, da, este mai bine să folosim telefonul decât cardul. Cardul poate fi... Datele bancare care sunt trecute pe card pot fi interceptate vizual. Se pot vedea datele de pe un card. Atunci când plătim cu telefonul, datele respective nu sunt vizibile către alți atacatori. Dar în ceea ce privește genul acesta de atac, nu contează cu ce am plătit, pentru că ei interceptează direct comunicațiile de pe sistemele respective care se ocupă de plăți. Sau în cazul noi descoperite amenințări informatice într-o bancă, acolo cel mai probabil încercau să-și instaleze amenințările informatice pe calculatoare care se ocupă de tranzacții în interiorul unei bănci și atunci puterea noastră ca și consumatorii în aceste cazuri este destul de redusă. Așa este, dar crezi că în România există, iată, soluții de securitate care să facă față unor asemenea atacuri informatice? Sigur că da. Atât instituțiile financiare, cât și majoritatea companiilor mari și care se ocupă de genul acesta de tranzacții au soluții de securitate, dar gândiți-vă că poate un magazinul de la Colț, care folosește totuși o casă inteligentă sau un hotel mai mic, sau o pensiune care la fel interacționează cu clienții, primește plată cu cardul, poate nu se gândesc că noi vom fi ținta unui atac, că suntem prea mici. Deci nu există asta cu suntem prea mici, nu ținem fața hackerilor. Nu, pe ei interesează sistemele vulnerabile, nu interesează cât de mic, cât de mare este ținta, odată ce au compromis un sistem, vor încerca sub orice formă să profite de faptul că au intrat acolo și în cel mai bun caz, poate doar vor reuși să compromită și să copieze câteva date bancare, dar în cel mai rău caz se poate extinde mai mult de atât în funcție de cât de vulnerabile sunt rețelele respective. De aceea noi recomandăm întotdeauna folosirea soluțiilor de securitate, pentru că, așa cum spuneam mai devreme, ele de multe ori sunt capabile să prindă aceste amenințări, chiar dacă sunt noi. Chiar dacă n-au mai fost descoperite niciodată, n-au mai fost observate niciodată, comportamentele suspicioase vor fi blocate. Silviu, îți mulțumesc tare mult pentru această discuție și te aștept cu mare drag să mai povestim și data viitoare, așa că să fim atenți, da, ce facem și să ne ținem cardurile și toate cele acolo la noi sub protecție, ca să nu cădem în plasa hackerilor. Îți mulțumesc mult, Silviu! Cu cea mai mare plăcere! Acum, dragilor, vreau să o invităm alături de noi pe Paula Hriscu, frumoasa interpretă de muzică populară. A venit cu vești frumoase pentru că vrea să plece peste mări și țări. Ce o să fac acolo, ne spune ea chiar acum. Bun venit, Paula! Bine te-am găsit! Unde pleci, Paula? În Statele. Pui ne lași tu, Paula. Gata, plec, vă părăsesc, dar doar pentru o lună. Ce frumos! Hai să vedem, povestește mai mult, pentru că mi-a șoptit mie o vrăbiuță, cum că... Pui de un turneu mare în Statele Unite. Da, primul meu turneu acolo și cred că o să fie foarte interesant și de-abia aștept să merg. De-abia aștept să cunosc oameni, să interacționez cu ei, să le cânt, să povestim de ce nu, să-mi povestească de tradițiile pe care ei le-au
știu eu, poate le-au... Poate le-au ținut le-au în continuare, ținut, da. Da, și acolo și, sau din copilăriile lor, de ce nu? Păi când pleci? În data de 28 septembrie. Oh, gata, pleca. Mai e puțin, îți faci bagajele, nu? Da, și în 1 octombrie voi avea primul concert în New York. Oh, New York, New York, da? New poate York. Faci acolo un cover, ceva? Nu, un fusion, nu? Păi și câte orașe va cuprinde turneul? Wow, am vreo 14 orașe. Voi fi puțin solicitată și cred că va fi și greu, având în vedere că voi merge cu un mijloc de transport pe roți, deci nu voi zbura dintr-un oraș în altul. Deci vei parcurge așa mai multe state. Da, așa, New York, de exemplu, 1 octombrie New York, 2 octombrie Philadelphia, 3 octombrie Washington, voi avea două zile libere, pe urmă Detroit, din câte știu, nu mai țin minte așa wow. Ordinea, dar oricum... Cele mai importante orașe, ce să mai din... Da, stare? O să-i țin la curent pe toți cei care mă urmăresc, o să postez, o să le arăt tot ce fac acolo legat de evenimente și chiar sunt nerăbdătoare să merg și sper să fie și bine, să ne întoarcem cu bine. Să... Așa o să fie, îți dai seama, da. Că dacă pleci așa cu setată, știi, da. Că așa o să și fie. Și nu voi pleca singură. Cu cine mai pleci? Mai sunt două artiste superbe, Lucreția Goagea și Georgiana Păduraru. Și bineînțeles, comediantul Sorin Tănase, care va avea momente de umor și va distinde atmosfera. Păi hai să-mi povestești așa despre acest concept. Cu ce show te duci tu în Statele Unite? Ce formă va avea? Voi încerca să cânt două programe. Asta în funcție de timpul pe care îl avem la dispoziție și să ne desfășurăm toți activitatea. Asta ne dorim. Din repertoriul meu, bineînțeles, piesele, pentru că pentru asta m-au și chemat. Și voi avea repertoriul și din folclor, alte cântece care sunt ascultate. Și... Îți dai seama că o să ți se ceară să mai cânti piese dragi celor de acolo. Da, da. Și chiar să le cânt cântece religioase, din câte am auzit. M-au și pregătit realizatorii Garofaș Milici și soția dânsului Irina. Mi-au spus, Paula, ești așteptată și să știi că trebuie să cânt și ce folos. Și am zis, wow, cu toată dragostea, da. Și poate și ceva muzică ușoară românească. Și cum ai ajuns să colaborezi și cu cei cu care mergi, cu artiștii cu care mergi? Încă nu ne-am văzut față în față, am vorbit pe Facebook, avem un grup unde acolo ne... Puneți țara la cale, statele la cale. Da, punem statele la cale. Și ne vom întâlni în data de 28 în aeroport, unde vom pleca cu sufletul la gură. Ai așa idei despre comunitățile de români de acolo și din orașele în care vei merge să cânți? De cât de mari sunt comunitățile, ce public vei avea, câte persoane vor veni să te vadă cântând? Încă, nu știu legat de subiectul ăsta, dar cred că vor fi destul de mulți și cred că sunt nerăbdători, mai ales că am înțeles că cei plecați acolo sunt nerăbdători să ne vadă, să-și stâmpere dorul cumva prin noi, prin portul popular, prin cântece, prin graiul nostru. Te așteptai tu acum la începutul anului, știi tu, când îți faci lista aia cu rezoluții, să îți pice la drum de seară un turneu în Statele Unite? Nu. Nu m-am gândit niciodată la asta și eu oricum sunt genul de om care nu prea are dorințe. Adică las ca totul să vină de la sine și... Și mai ales că este și o perioadă încă destul de dificilă pentru artiști, cu atât mai mult cu cât, iată, a venit această bucurie. Da, da. Este o situație dificilă și sper să fie de bun augur, să ne întoarcem cu bine și de-abia aștept, chiar abia aștept să... Cu siguranță. O să-ți pregătești așa mai multe ținute frumoase, mai multe costume populare, te duci acolo cu câte bagaje, te-ai gândit? 2-3 costume, cred că sunt... Păi ca să nu depășesc. Să nu depășesc, da. Și în afară de aceste concerte, nu iei și tu un timp pentru tine, dacă tot ești în țara tuturor posibilităților, să te plimbi, să te relaxezi, să mai vezi alte locuri? Da, o să am așa câte 2-3 zile pauză între concerte și, din câte știu, o să mergem să vizităm locuri frumoase, Cascada Niagara, unde cred că o să fie superb acolo, e fascinant. Și poate un pic de shopping. Îți dai seama că trebuie, nu? Un picuț. Un pic acolo. Păi, suveniruri. Normal, pentru cei dragi. Pentru prieteni, sigur că da. Bineînțeles, să nu-i uiți. Nu, nici pe dinamită. Și nou, un magnet. Atât vreau. De pus pe frigide. Așa, acolo, știi ce colecția? Da. Ai venit nu numai cu acest turneu, ai mai venit și cu o piesă nouă, pentru că vreau să aflu mai multe despre piesa pe care ai lansat-o. Eu cred că e vreo lună de când ai lansat-o, nu? Da, cam așa. Ia povestește-mi așa ca surse de inspirație.
Duetul este cu Marius Ciprian Pop, care are o voce nemaipomenită. Superbă și... Da, povestea este că linia melodică eu am făcut-o, versurile sunt făcute de mama și de-aia este foarte specială cumva acest cântec. L-am filmat, filmările au fost la Muzeul Astra din Sibiu și feedback-ul este pe măsura... Încărcăturii, nu? Da, încărcăturii. Clar că mai sunt întrebări. Ce fel de gen e? Ce muzică e? Ce? Da. Și eu tot timpul aduc în... Reamintesc motoul meu că muzica mea este respirația sufletului meu. Și da, este un cântec de muzică populară cu nuanțe clasice, poate puțin jazz pe acolo. Și așa mi-a venit inspirația și mă bucur. Mă bucur că am putut să... Da, știi ce admir eu la tine? Faptul că tu mereu găsești moduri de exprimare, ești foarte versatilă și reușești să găsești acele stiluri muzicale care, vorba aia, se pupă foarte bine cu muzica populară. Da, da. Ai acest talent de la Dumnezeu? De la Dumnezeu? Nu cred că stai să te gândești, măi, cu ce stil muzical acum o să fac următoarea piesă. Nu. Mi-a venit inspirația, m-am înregistrat să nu pierd ideea. La două noaptea ți-a venit inspirația, repede? Noaptea nu mi s-a întâmplat, dar în schimb mi se întâmplă pe mașină când conduc foarte des. Când stai mult în trafic. Poate chiar când gătesc. Și atunci mă înregistrez repede și în următoarea zi plec la studio să vedem ce iese. Ce iese, nu? Da. Și cum a venit propunerea? Ai făcut propunerea lui Marius Ciprian? Da, am făcut așa o mică surpriză, am pregătit-o, m-am dus la studio singură. Era deja gata, împachetată, frumos făcută. Da, am înregistrat puțin un demo, așa scurt, să-și dea seama despre ce e vorba și m-am dus și am zis, uite, mi-ar plăcea tare mult să accepti și să vedem dacă îți place, dacă ești de acord. Și a ascultat și a fost așa un moment de tăcere. Și în capul meu erau, hai că o nu se placă. O să zic că nu. Da, nu. Și l-a zis, fascinant. A zis, îmi place de nu mai pot. Cine, cum, de unde? Și am zis, linia am făcut-o eu și versurile mama. Și sigur că mă consult cu mama, noi povestim. Uite, dar poate faceți un album împreună, uite, dacă tot are succes această piesă, de ce să te oprești doar la o piesă, nu? Ei, sigur că o să facem și mai avem... Mai aveți în plan acolo, nu? Avem în plan și surprize, urmează. Urmează, tot așa. Cum să nu? Într-un stil ardelenesc, dar... Într-un stil rapid, ardelenesc, rapid, dacă să spunem așa. Noi te așteptăm cu mare, mare drag să ne mai dai astfel de vești și să mai vii cu astfel de... Da, și vreau să mai spun un lucru. Vreau să-i mulțumesc lui Ovidiu Silaghi. El este cel care îmi pune planul meu muzical în cel mai frumos mod. Aranjamentul orchestral, el mi l-a făcut și țin să-i mulțumesc din inimă că există și că l-am descoperit, pentru că petrecem niște ore în studio și e un om care are răbdare și asta contează cel mai mult. Of, ce frumos! Păi la cât mai multe colaborări frumoase și fructoase să ai. Doamne, și să dea Domnul să meargă bine turneul acolo în state și te așteptăm cu păreri, cu impresii, cu video, cu poze, cu tot ce vrei tu. Aici suntem. O să postez, o să îi țin la curent pe toți, pe Facebook, pe Instagram, pe YouTube, pe TikTok. Deci gata, după ce vin din turneu, aici te înființezi, da? Aici. Între prieteni. O să vin cu bagajul direct. De rău, chiar de la aeroport direct, aici suntem. Îți facem o cafea, pregătim. Da. Și magnetul, da? Mulțumesc. Și magnetul. Îți mulțumesc tare mult, Paula. Drag. Mulțumesc frumos. Și dacă tot am vorbit de piesa nouă a Paulei, păi hai să o ascultăm, da? Nu
măicuța supărată. Când fugea să se ascundă, e irod ca să n-o prindă. În vârful muntelui va, în bataia vântului, bradul cum rămâne verde, la 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 la, și culoarea nu și-o pierde, oare și tu? Să nu-i pice, nici verdeața să nu-i strice. Supărare va, ce-i bun, ce alinare, cine șterge lacrima, la 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 la, atunci când-i viața grea, oare știi tu? Mai bunul Dumnezeu șterge lacrima mereu. Chiamă-l și el va veni, cere și-ți va da. Mămicile care alăptează probabil că au foarte multe întrebări legate de momentul înțărcării, pentru că dacă stai așa și dai repede o căutare pe Google, o să vezi că sunt tot felul de metode. Și dacă e să asculti și alte mămici, chiar că nu mai știi cum să faci, domnule, ca să fie înțărcarea cât mai lină pentru bebeluși. Ei, noi vrem să lămurim toate aceste lucruri astăzi cu ajutorul doamnei Vania Limban, moașă independentă, care a venit astăzi la noi și o să ne răspundă la toate întrebările. Bun venit! Bine te-am găsit! Am stat aseară și am căutat special pe Google ca să văd câte metode de înțărcare există și zău că îți prinzi urechile, mai ales dacă ești tânără, mămică, da, și te gândești că vine acest moment. Parcă ai vrea să ții puiul cât mai mult aproape de tine, dar parcă ai vrea să-i dai și acea libertate, nu? Să-l faci un pic autonom. Se dă o luptă acolo, nu? În mămică, da, la nivel psihic. Se dă, pentru că așa cum psihoemoțional, momentul începerii alăptării are foarte multe conotații și pe parcurs bebelușului îi dă multă siguranță, încredere, alinare, conectare. E, tot așa și înțărcarea generează niște aspecte psihoemoționale de ambele părți. Deci nici înțărcarea nu înseamnă doar întreruperea alăptatului. Și de aici apar tot felul de lucruri, așa cum deja ai menționat. Dar pentru mamă, de exemplu, hai să luăm așa, să luăm varianta mamă și după aceea varianta bebeluș. Ce înseamnă pentru mamă această înțărcare?
Păi, înțărcarea concret are și lucruri bune și lucruri, întreruperea alăptatului. Sigur că n-aș sfătui nici o mămică să facă lucrul acesta mai devreme de vârsta de un an, deci la 4-6 luni începe diversificarea. În preajma vârstei de un an, dacă mămica decide din diferite motive, atunci poate să se gândească la acest aspect, putând însă să mai continue dacă ea vrea și desigur dacă nici copilul nu se auto-înțarcă, că există și situații cazuri, de genul acesta, deci putând să continue până în preajma vârstei de 2 ani. Oricum pentru bebeluș nu înseamnă, sânul nu înseamnă doar hrană, să zic așa, înseamnă și alinare și confort, mai ales că sunt perioade în care îi dau dințișorii, când este mai agitat sau când devine frustrat, iar mămica este acolo să-l ajute. Deci această separare de mamă prin înțărcare, să zicem, ar trebui gestionată într-un fel de tinerile mămici. Așa și este, și totdeauna aș sfătui o mămică să-și facă un plan de înțărcare, să nu pornească din direct, gata, de mâine înțarc, pentru că aici, de fapt, vorbim de două lucruri. Înțărcare blândă și înțărcare bruscă. Exact la asta voiam să ajungem, da. Și să facem diferența dintre cele două metode, să le zicem așa. Înțărcarea bruscă, dacă mi-aduc eu aminte, se practica pe vremuri. Mamele noastre întrerupeau brusc alăptatul. Așa este, și nu era un lucru deloc bun nici pentru mamă, nici pentru bebeluș. În primul rând că genera o încărcătură emoțională negativă de ambele părți. Mamele tindeau să aibă un sentiment, și în zilele noastre, tind să aibă un sentiment de vinovăție atunci când această înțărcare bruscă nu vine doar din partea lor. Poate să fie o mamă care are probleme, care începe serviciu, care are o nouă sarcină și este motivată, dar uneori există și presiunea asta care vine din partea celor din jur, familie, soț, prieteni, colegi, ei, cât mai continui să-ți alăptezi bebelușul. Deci încărcătura emoțională negativă pentru mamă, dar poate să fie o încărcătură negativă și pentru bebeluș. Și atunci această înțărcare bruscă merge și mai departe. De pildă, mama care întrerupe brusc alăptatul poate să aibă probleme cu sânii, să facă, să îi se angorjeze, canale înfundate, mastită. De asemenea, un lucru iarăși foarte important, când faci această înțărcare bruscă, practic scade nivelul hormonilor de lactație, și în speță noi ne gândim la prolactină, acel hormon care face ca mamele care alăptează să fie foarte zen. Da? Da. Ei bine, odată cu scăderea bruscă a prolactinei, apare senzația asta de depresie, insomnie, mama este anxioasă, este supărată, nu știe dacă a făcut bine. Lucrul acesta uneori poate să o determine chiar să vrea să încearcă să se întoarcă, și această întoarcere nu e deloc bună, pe lângă alte aspecte negative pentru bebeluș, pentru că îl pune într-o stare de rută totală, cel mic. Da? Sigur că există situații în care înțărcarea bruscă poate să fie recomandată din motiv medical pe o anumită perioadă. În perioada asta, mămica o sfătuiesc să își mulgă totuși sânii, laptele ăla nu îl dă copilului, dar poate să îl pună la o plăntuță, în grădină, și în momentul în care încetează tratamentul, poate să reia alăptarea. Pentru bebeluș, înțărcarea asta bruscă, iarăși, prezintă risc de infecții, risc de obezitate, de diabet, de dermatită atopică, sindromul morții subite. În plus, din acel moment, el nu mai primește anticorpi și celule vii. Crește nevoia de suzetă, încearcă să-și înlocuiască sânul mamei cu suzeta sau să-și sugă degetele. Și copilul, dacă se face această trecere bruscă, unii chiar pot să ajungă să aibă niște traume emoționale generate de relația asta de atașament, pe care el dintr-o dată o vede o tăiem, ruptă. Nu? Da. Da.
Deci, și mai era, dacă știți, practica atunci când mamele doreau să îi înțarce brusc, își ungeau așa sânii cu niște substanțe neplăcute copiilor și stau acum și mă gândesc, sunt, da, amare sau acre. Metodele sau, știu, cu care bunicile metode, făceau, da, înțărcarea, puneau ardei iute, tot era felul, renumită, da, chestia asta. Vă dați seama ce însemna pentru bebeluși, da, să simt acolo... Sau mamele își puneau plasturi pe sân, sau bine, am auzit și de muștar și de creme de ghete. Dacă asculți, sunt atâtea povești, desigur că astea nu sunt sub nicio formă recomandate. Și de aici, odată m-a întrebat cineva, zice, dumneavoastră, cum ați încercat? Eu eram într-o perioadă în care mămicile alăptau 3 luni, după care începeau serviciul și i-am spus, am continuat. Bine, am avut și posibilitatea, nu aveam un program din acesta fix de zi, și atunci am avut posibilitatea să continui alăptatul și încercarea s-a făcut natural. S-a făcut natural, da? De obicei, bebelușul, după începerea diversificării, la un moment dat poate să nu mai fie interesat de laptele mamei, cu cât diversificarea progresează și mănâncă din ce în ce mai mult, după aceea când începe să ia cănuța și să bea cu cănuța și te poți trezi că el renunță fără niciun fel de alte, eu știu, reguli și conduite. Ce aș vrea să menționez, însă, și e foarte important, este vorba de înțărcatul de noapte. Acest înțărcat de noapte ar trebui menținut cât mai mult, deși mămicile săracele, în preajma vârstei de 2 ani, cea mai mare parte, poate și mai devreme, sunt epuizate. Dar de ce este important acest înțărcat de noapte? Pentru că laptele conține melatonină. Hormonul somnului, nu? Hormonul somnului, da, ceea ce face că atunci când bebelușul este agitat sau când vrem să-l readormim, aceasta să fie cea mai ușoară și cea mai rapidă metodă. Și cum, sigur, facem? Cum facem așa cu laptele ăsta, de mamă, da, chiar poate fi comparat cu un somnifer. Și atunci, dacă vrem să începem înțărcarea, treptată, deja că poate să fie și ceva, da, ghidat de mamă, așa cum am, da, spus, atunci e bine să începem cu scoaterea unei mese. Lucrul acesta, chiar astăzi am avut o mămică cu o situație de genul acesta, are 7 luni copilul și s-a gândit să înțarce. A venit extraordinar. Și a început acum vreo săptămână și are o zonă din asta, tinde să facă, să-i se angorjeze sânii. Tocmai pentru că nu mai suge copilul, pentru că, da, pediatra i-a recomandat, dacă a mers bine, pentru că a mers bine, să încerce, deci pe lângă masa de prânz, să înlocuiască și cu fructe masa de dimineață. A fost prea brusc. Când scoți o masă, trebuie să urmărești copilul, să nu fie frustrat, da? Trebuie să vezi cum se adaptează el la această diversificare și trebuie să îți asumi foarte multă răbdare. Poate să dureze câteva zile, câteva săptămâni, dar să știți că poate să dureze și câteva luni. Adică nu ne repezim imediat. A mers că bine cu locuirea unei mese, hai să trec repede și să o pun și pe a doua. Dar mai există practicile acestea, mămicile, de exemplu, să își lege foarte bine sânii ca cei mici să nu mai aibă acces la, da, ei, sau să dea tatălui copilul să-l adoarmă noaptea ca să înlocuiască acest obicei, să zicem, dacă cel mic suge până adoarme. Da, de pildă, a culca pe cel mic cu tatăl intră în categoria încercării naturale, metodelor de încercare naturală și e un lucru foarte bun. Nu trebuie neapărat să te strângi, deși la țară, în mediul rural, femeile, într-adevăr, se strângeau bine ca să-și oprească laptele, da, spuneau, da, ele, dar este suficient dacă îți acoperi sânii, da, copilul să nu-i mai vadă. O mămică îmi spunea foarte frumos la un moment dat că, și asta pentru că în preajma de pe la 18 luni încolo, în preajma vârstei de 2 ani, copilul își manifestă personalitatea, se identifică și atunci el poate să și înțeleagă anumite lucruri. Adică nu trebuie să facem din încercare o pedeapsă pentru copil. Mămica asta îmi spunea de pildă că a început prin a-i spune celui mic, țiți doarme seara, e dimineață, te trezești și tu, se trezește și țiții, și în felul acesta a înțeles, facem, nu?
și să ajutăm copilul să perceapă înțărcarea, deci ca pe o victorie, ca pe ceva, sigur că sunt diferite modalități, nu mă apuc să dau acum exemple, fiecare mamă se adaptează la copilul ei. Dar recomandați în cazul înțărcării să-i dăm suzetă copilului, măcar pentru o perioadă cât face trecerea aceasta? Să-l alinăm un pic? Pentru că vor fi plânsete acolo. Sigur, acum suzeta poate să fie, eu știu, până obiectele de joacă, de folosință ale bebelușului introdusă de mai mult timp. Se spune așa că între a lăsa să-și sugă degetul și a-i da suzetă, e mai bine să-i dai suzetă, pentru că este un gest pe care putem mult mai ușor să îl rezolvăm decât să-l dezobișnuim, să nu-și mai sugă degetelul. Deci ce ar trebui să facem? Dacă avem copii, de exemplu, care se îndreaptă spre 2 ani și vrem să-i înțărcăm blând, să începem așa să-i scoatem treptat cât o masă? Da, să-i scoatem treptat pe cât o masă, văzând și făcând când ajungem să-i scoatem a doua masă, să înlocuim masa de seară cu un biberon. Nu știu, poate să fie cu o formulă de lapte praf, poate să fie cu lapte de capră, care e cel mai apropiat ca de laptele de mamă, să încercăm noaptea să-l lăsăm să doarmă cu tati și în cazul în care se trezește să-i pregătim tot așa, să aibă posibilitatea să-i dea lăptic din biberon. Și, desigur, atunci când este mai măricel, putem să reducem și timpul de alăptare. Să nu-l mai ținem așa. Da, putem să-i scoatem o masă, de pildă, dacă e în timpul zilei și să găsim o altă activitate, să ieșim cu el afară, da, să-i distragem atenția. Deci să jonglăm, ce să da, să jonglăm și să avem bebeluși sănătoși și frumoși. Mămicile se tem foarte mult. Am avut de curând în la Roaba de Cultură o întâlnire cu mămici, exact despre asta au vorbit. Încercare și le-am văzut atât de frustrate. Le-am spus, dragilor, în primul rând, cereți niște sfaturi. Nu vă gândiți, aulă, vine momentul ăla care mă doboară. Da, nu, așa cere e. Niște sfaturi, fă-ți un plan și hai să vezi și observă-te pe tine și copilul tău și păi, o să fie. De aceasta v-am chemat astăzi și mă bucur tare mult pentru această discuție și vă mai invit cu mare, mare drag. Multă și data plăcere. Viitoare să mai povestim. Vă mulțumesc! Sigur. Iar acum, dragilor, a venit momentul să mergem în studioul știrilor Metropola TV, unde ne așteaptă Iulia Bălușă cu cele mai noi informații. Bun venit, Iulia! Spune-mi, te rog frumos, că ai prins un bilet la Met Gala. Bună ziua, Dana, bună ziua, doamnelor și domnilor. Nu am prins niciun bilet, dar au fost apariții memorabile la Met Gala seara trecută. Peste 400 de vedete din întreaga lume s-au întâlnit la New York și și-au prezentat ținutele extravagante la cel mai important eveniment dedicat modei din orașul american. Vorbim și despre școlile din România, care sunt un real pericol pentru elevi. În caz de cutremur, este posibil ca unele școli să nu mai rămână în picioare. Aproape 600 de unități de învățământ au risc seismic de grad 1 și 2. Iar la final vorbim despre vremea neobișnuit de caldă pentru această perioadă. S-au înregistrat în unele localități din România chiar și 33 de grade Celsius, dar mai multe informații aflați în câteva momente, Dana. Iulia, să știi că m-am uitat și eu astăzi pe Instagram și am văzut niște apariții fenomenale la Met Gala și aici mă refer la J.Lo, care a purtat o rochie absolut superbă și mă mai gândesc și la Emma Răducanu, dacă ai fost pe fază, o să povestiți probabil mai multe la știri, așa că te aștept cu mare, mare dragă, Iulia, și haide să luăm o scurtă pauză, nu? Apoi la ora 15 revenim cu știrile pe larg. Vă mulțumesc!